Salut! Astăzi vreau să vă arăt un truc foarte fain pentru pornirea stațiilor de încărcare din rețeaua E1 Drive fără aplicație. Eu am aflat de acest șiretlic, să zic așa, workaround, de pe PlugShare. Când verificam o stație pentru un drum extraurban, am intrat pe ea să văd dacă funcționează și care e statusul ei și am găsit acolo un comentariu de la cineva care spune așa în mare cum se folosește. Asta a fost acum câteva luni, sincer nu mai țin minte numele acelei persoane, dar dacă se uită la acest clip, îi mulțumesc pentru că am împărtășit această informație și pe PlugShare. Eu l-am contactat apoi pe mesageria de pe PlugShare și mi-a dat toate detaliile. Deci se pare că E.ON permite atașarea oricărui card contactless la contul nostru de E.ON Drive. Deci nu este vorba despre o plată directă cu cardul. După cum vedeți, aici este un tichet de masă. Cu siguranță nu veți putea plăti cu banii de pe un astfel de card. Ideea este că se poate asocia orice card contactless în contul nostru de E.ON Drive și putem astfel porni și opri stațiile din rețeaua E.ON Drive. Această soluție tehnică, să zic așa, a fost oferită acelui utilizator de pe PlugShare chiar de către suportul tehnic de la E.ON, pentru că se pare că această stație avea o problemă cu conexiunea la serverele E.ON și nu putea să o pornească din aplicație și cei de la suportul de la E.ON i-au oferit acest workaround. Așa că aveți nevoie de orice card contactless. Eu am aici, nu este niciun fel de reclamă, pur și simplu acestea sunt cardurile mele. Acesta este cardul principal cu care vom face testul la stație și acesta este pentru a vă arăta cum se configurează pentru prima parte a clipului. Așa că urmează să facem o captură de ecran pe telefon ca să vedem exact care sunt pașii pentru adăugarea unui astfel de card în contul nostru de E.ON. Ok, pentru a asocia cardul contactless, da, deci avem nevoie de aplicația E.ON Drive. Puteți să faceți și pe browser, pe contul vostru, dar e mai simplu în aplicația de mobil și de aplicația NFC Tools. Asta a fost recomandată și de cel care a făcut prima oară chestia asta. Nu știu sigur dacă există versiune și pentru iOS, aici este instalată pe Android. Așa că hai să deschidem întâi aplicația NFC Tools, da, și aici pe tabul de read. Pur și simplu apropiem cardul nostru contactless pe spatele telefonului, la fel cum am face o plată la un magazin, da? Când apropiem cardul nostru, aplicația va citi prin intermediul NFC-ului de pe telefon, va citi, să zic așa, câteva date despre cardul nostru contactless. Și ce ne interesează pe noi aici este acest serial number. Da? Pur și simplu îi dăm un copy și apoi mergem în aplicația E.ON Drive. Ok. Și apoi mergem la profil. Ok, și scrollăm aici unde scrie Charging Tags. Vedeți, putem să comandăm de la ei un astfel de tag, dar costă 100 de lei. Dar putem să dăm Register a Tag. Și nu avem altceva decât să dăm aici paste în acest câmp cu tagul nostru. Trebuie să, în schimb, trebuie să scoatem toate caracterele non-alfanumerice, adică toate aceste două puncte trebuie șterse și să rămână doar literele și cifrele. Da? Cam așa. Vezi, acum ne-a apărut și butonul de registru, adică este valid ID-ul. Da? Deci acest ID este format din cifre și litere și trebuie să fie între 8 și 24 de caractere. Și apoi dăm register tag. Îi putem pune chiar un... Este deja înregistrat, dar îi putem pune chiar un nume, spre exemplu, nu știu, hai să zicem card de etichete. Pentru că asta am adăugat eu acum cardul de la tichete. Confirmăm și asta e tot. Deci acum avem un tag asociat contului nostru, care este practic cardul contactless. Eu acum o să șterg de aici
acest card de etichete de masă și o să-mi adaug ID-ul de la cardul meu principal de bancar. Așa că hai să ne vedem în continuare la test. Ok, suntem la stația Eon Drive de la Târgu Frumos. Hai să testăm pornirea cu cardul contactless, cardul bancar. Așa, bine ați venit. Hai să selectăm întâi CCS. Ok, hai să conectăm mofa la mașină. Ok. Așa, deci CCS și hai să dăm start. Da, fie cu telefonul, cu aplicația, dar noi o să încercăm deci cu card RFID. Așa, și acum trebuie să apropiem cardul aici, în, unde este acest semn. Ok. Hai să vedem ce face. Oh. Se pregătește, deci se pare că funcționează. Hai să vedem. Și da, încarcă. Bateria este destul de plină, are 74%. Vă spuneam, eu m-am oprit aici doar ca să facem acest test. Deci 23 de kW putere acum încarcă. Hai să intrăm un pic și în aplicația de Eon ca să confirmăm că într-adevăr a pornit încărcarea de pe contul nostru. Ok, hai acum să oprim încărcarea, să-i dăm deci stop aici de pe butonul de pe ecran. Și acum trebuie să apropiem de nou cardul și gata, s-a oprit. Hai să scoatem mufa. Da, deci foarte, foarte bine. Un mare like pentru Eon pentru chestia asta. Deci puteți porni încărcare la stațiile Eon Drive cu orice card contactless, indiferent de bancă. Nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.